Începem cu informațiile momentului. Sunt percheziții ale procurorilor de ICOT la traficanții drogului care transformă consumatorii în zombi. Mai exact, este vorba despre un angajat al unei firme care deține mai multe farmacii, care ar fi vândut 10.000 de pastile cu droguri de mare risc. Descinderile au loc după ce bărbatul a fost prins atenție în flagrant cu mai multe cutii pline cu droguri de mare risc pe care urma de altfel să le vândă. Care sunt informațiile în momentul de față? Aflăm de la colega mea Ioana Ciobanu, este alături de mine cu toate datele. Ioana, sunt în curs de desfășurare aceste percheziții. Ce bănuieli au anchetatorii în momentul de față? Bună ziua, Lorena, și bun găsit tuturor! Angajatul unei farmacii a fost prins astăzi în flagrant în urma unei acțiuni a DICOT-ului. În flagrant asta pentru că vindea în acel moment mai multe cutii cu comprimate care conțineau substanțe active deosebit de periculoase. De altfel, conform DICOT-ului, în ultimii 2 ani, în perioada 2022-2023, angajatul ar fi comercializat un număr foarte mare de comprimate de acest tip și vorbim în primul rând despre 10.000 de comprimate ce conțin fentanil, 700 de comprimate cu oxicodonă, 1200 de fiole de morfină și de asemenea sute de plasturi care conțin ca substanță activă fentanilul. Trebuie să vă spun că în continuare sunt se desfășoară trei percheziții domiciliare, de asemenea din cadrul aceleiași acțiuni a DICOT-ului și verificări la farmaciile respective, pentru că vorbim de un lanț mai mare de farmacii. Trebuie să vă spun de asemenea că fentanilul și oxicodona sunt două dintre cele mai periculoase substanțe active prezente și comercializate în momentul de față în piață. În ceea ce privește fentanilul, spre exemplu, acesta este administrat persoanelor care au cancer în stadiul terminal sau persoanelor care încearcă să se recupereze după intervenții chirurgicale deosebit de grave. Specialiștii au confirmat de asemenea faptul că fentanilul este de 100 de ori mai puternic decât morfina.